Festivalul Internațional Zilele Muzicale Sătmărene a adus ieri în atenția publicului sătmăran activitatea lui Ștefan Ruha prin organizarea unui concert în memoria acestuia. Cu această ocazie a fost lansată și cartea Ștefan Ruha, o viață în constelația Viorii, semnată de Mirela Capătă. Am pornit toată cercetarea înainte cu mai mulți ani. Cercetarea pentru lucrarea mea de doctorat a durat în jur de 5 ani și am avut un noroc imens, am mai prins o viață pe scumpa sa soție, pe doamna Iuliana Ruha, care mi-a pus la dispoziție întreaga locuință cu documente, cu tot ce mi-a trebuit. Concertul omagial a avut ca protagoniști pe dirijorul Cristian Brâncuș, alături de Rudolf Fatiol și Andrei Agoston, ambii discipoli ai lui Ștefan Ruha.